am așteptat până ieri. Și ieri, cu o zi înainte, adică, în sfârșit, l-am văzut pe viu online, pe viu online, pe viu online pe candidatul la funcția de prim-ministru, domnul Leancă. Am discutat în fracțiune cu dumnealui. Ce? Nu cum? Ce? Cum e pe voi? Te-ați așteptat cu Voronea să-l voteze cu ochii ce își pleacă. Așa? Că Voronea nu e un prezervativ pe care poate să-l folosesc fiecare. Nehrena are mea, da, poate că și Voronea nu e un prezervativ. Dar folosește numai cine vreau eu și de câte ori vreau eu. Nu știu. Noi l-am așteptat pe acest an cu două luni. Două luni de zile. Voi vă chipăți și asta. Și a sfârșit agheie ieri. L-am văzut pe viu. Online, cum se zice. Apoi asta treabă? După așa terminare, noi nici nu vreau eu să mai stăm de vorbă cu dânsul. Dar iată, mă, și că... Vladimir Nicolaevici, adăvăi să ne pricălăm de ora, a? Dar vă știți că ne pricolă deja îmi plac, nu? Zic, da, bă, hai să ne prefacem cu noi tipa să-l votăm. Înțelegi? Și zic, nu știu Iura. Iura Clion. Și Lohă Leaga, asta. I-am zis că-l votez și... Și el, băi, nu pupa mâna acolo, înțelegi? El era gata să spună preună cu mine și florile alea, înțelegi? Hai, doamne, da, leagă, leagă, tot așa lohă ești, leagă, da? Da, dacă să vorbim foarte serios acum, eu vreau să spun că ne leagă în plaș. Da, fără glume, eu serios. Eu îl apreciez foarte mult. Pot să vă spun și de ce? Da, dacă voi cum credeți, de ce? Și nu mă răspășeam chiar. Și grei să tezi de cap. Eu pe Leac îl stimez pentru numele lui, Ior. Voi și știți ce relație bune am avut eu cu alt Ior. De ce? Pentru că numai cu dânsul i-am putut face o treabă bună, fac o treabă bună ca între bărbați. Și eu uitez-mă așa la Iora Leacă, zic, păi, dar pă, și el nu e ceva. Și cu dânsul s-ar putea. Eu cred că dacă noi trei îl votam pe Leacă, eu, Filat și Plahotniuc, apoi noi putem face un program de guvernare pitați 4 ani înainte. Azi Iora făcea o treabă bună, ca între bărbați. Cu mine, mâine cu Filat, păi mâine cu Plahotniuc. Dar la patra zi, de obște, făcea o treabă bună către bărbat cu toți trei. Da, poate că el de felul lui pare așa ca sfrăjat și maruța. Păi, dar dacă eu rezistat el până am pe doi Vlad, și adică, dar l-am putea rezista și pe trei ăla? Liber l-a rezistat. E ca deși eu vă spun că eu eram plaș și eu vreau să-l votez. Dar am primit altă ocazare. Nii Plahotniuc ne-a spus ciotca. Îl vătăm pe și Sucandu și îl zavălim pe Leancă. Dar zic, dar Filat ce să zică de asta, e? Filat zice că ne roagă pe noi să-l zavălim pe Leancă. Dar voi ziceți mai că Voronin era. Adică, Candu ne-am știu ce să zic. Că și în Plahotniuc e tare normal și de tot noi am vătat ca Candu și Spica. Dacă ar trebui de votat că Candu și e prim-ministru, eu și că prim-ministru l-aș vota. Să aibă Moldova unul ca Candu speaker și unul ca Candu prim-ministru, ar fi un jenț. Eu mă uit la des și parcă mă văd pe mine, tineret. Eu ca Candu a fost și ca Candu a rămas. Da, de mă referitor la ce o să fie mai departe, dar aștept o cazare. Cu Leac tot s-a terminat absolut. Și de mă felata să înaintez altul. Cum Filat? El o să-l înainteze pe cel care o să-i spună Plahotniuc. Pentru că Filat nu mai fără cât vrea el, dar cât îi dă voie Plahotniuc. Cu ce vreau eu să termin?
Eu înainte foloseam pe alții ca prezervative și credeam că asta e și mai mare plăcere de pe lume. Dar eu nu știam cât e de plăcut să te folosească alții pe tine. Ребята, știți ce caif este? Ați încercat măcar? Da? Ia să încercați. Eu chiar vă recomand, sincer. Și gata.